Muzeul Golești, instituție finanțată de Consiliul Județean Argeș, este locul unde sute de copii, mici și mari, au avut parte de multe surprize frumoase, iar parcul a devenit neîncăpător pentru micuții deveniți ad hoc pictori, materialele necesare fiind gratuite. Am venit la Muzeul Golești de 1 iunie pentru că este ziua copilului și pictez. Cum păpușile sunt personajele nelipsite în lumea copiilor, angajații Muzeului Golești au predat lecții în aer liber oaspeților curioși. Dintr-o bucată de pânză umplută cu vată am făcut ceea ce va fi capul. Dintr-o altă bucată de pânză de in, ceea ce vor fi pantalonii, da? Din pânză de sac, o bluză, un culoar, da? Și urmează să-i facem coloriuța. Conacul familiei Golescu, o sinteză a civilizației românești, unde poți călători în timp prin satul românesc tradițional, a reușit și de această dată să ofere celor care i-au trecut pragul o părticică din bogăția sa spirituală și o invitație de a reveni.